Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarot Zilnic pe Zodii. Dragilor, au început să apară filmările pentru luna octombrie. Bonus, da. Mă străduiesc pe cât de mult posibil să apar într-un timp mai scurt, dar nu vă promit, mă cam lungesc, văd că la fiecare semn zodiacal. Dacă așa simt să vorbesc, sunt detalii foarte interesante. Aveți două cărți de oracol. Etalarea relațiilor cu ajutorul cărților din tarotul mitologic, cel pe care l-am folosit ieri, cred că și extensii cu tarotul țigănesc. Deci aveți foarte multe mesaje complexe acolo, dragilor, doar că asta este o să trebuiască să avem puțină răbdare până apar toate, da, aș și săriți sfatul zilei care este nu interpreta, de fapt sunt două, da, au sărit două. Nu interpreta nimic la modul personal, iubește-te și respecte-te pe tine însuți. Foarte interesant, foarte frumos, da, poate e o perioadă în care e bine să avem mai multă grijă de noi, să ne respectăm mai mult, să ne iubim, să ne punem pe primul plan și să ținem foarte mult cont de plăcerea inimii noastre, de chemarea spiritului nostru. Poate este foarte important tu nu ești niciodată responsabil pentru acțiunile celorlalți, dar ești responsabil pentru ceea ce faci tu. Dacă cineva nu te tratează cu iubire și cu respect, faptul că se îndepărtează de tine este un dar. Dar știți că uneori spunem că Doamne ferește-mă de tot ce rău și ne trezim că pleacă tot felul de prieteni, că nu știu, se întâmplă tot felul de lucruri din acestea care aparent uh, spunem că vai, dar cum să plece, cum să și poate noi nu știm, dar Dumnezeu de acolo de sus știe mai bine ca noi. Chiar dacă te doare o vreme, în cele din urmă, inima ta se va vindeca, da, atunci când va conștientiza că. Acel lucru nu era benefic. Acum v-am spus cu pluto întors, în mers direct cu siguranță. Vom mai trăi fiecare dintre noi tot felul de zbuciumuri din acestea, tot felul de lucruri care. Poate țin în mod special de grupuri de oameni care țin în mod special de faptul că ne schimbăm anturajul, unii dintre noi ne schimbăm familia, prietenii și așa mai departe. Bun, dragilor, mai departe următorul cart, au vrut să sară două, n-am vrut să fac introducerea așa mare, dar dacă au sărit două, mi se pare normal să le spun că poate pentru unii dintre noi au o importanță aparte și poate avem așa un declic atunci când ne uităm la ele sau atunci când le ascultăm. Nu face presupuneri inutile spune adio tristeții și dramelor. Păi dacă de multe ori ne facem tot felul de filme în cap și spunem, vai, că dacă o fică, dacă o pății, că aia, că aia, că aia altă, poate e mai bine să lăsăm lucrurile de la sine, să privim imaginea de ansamblu atât într-un mod mai pozitiv cât și într-un mod mai negativ, adică să vedem real exact ce e acolo, să vedem și bubița, să vedem și floarea și apoi să ne axăm pe floare, da? să tăiem bubița sau să vindecăm bubița și să ne axăm pe floare, că dacă ne axăm doar pe cei roz, Totuși, cei negativ mai rămâne pe acolo. Tristețea și dramele din viața ta și au avut întotdeauna rădăcinile în presupunerile pe care le-ai făcut și în luarea lucrurilor la modul personal. Întregul univers al controlului pe care încearcă oamenii să-l exercite unii asupra celorlalți se bazează pe acest mecanism. Gândește-te puțin la acest lucru. Voi aduce cardul așa dacă vreți să dați pe pauză, să reflectați asupra mesajului. Cred că a mai ieșit și acest card în ultima vreme. Probabil sunt mesaje foarte importante pentru noi, și anume să ținem mult mai mult la propria persoană, să încercăm să avem grijă de inima noastră, de sufletul nostru și, cel mai important, să încercăm să fim pozitivi, dar, așa cum am spus, să fim în primul rând realiști și apoi mergem și pe partea pozitivă. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă rog să căutați în descriere timpii pentru semnele zodiacale pe care vreți să le vizionați. Eu voi începe cu, dragii mei berbeci, hai să vedem, dragilor, mesajele pentru voi. situația 6 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 10 de monede. Dragi bărbeci, o zi în care niște persoane mai tinere din familie au o importanță mare în viața voastră. Unii e posibil să fie vorba de faptul că reveniți asupra unor discuții, unor lucruri care se întâmplă într-un grup de oameni, sau poate chiar pe ideea aceasta de. Familie pentru alți berbești, Da, pisicile sunt au o treabă, se joacă, probabil cu o ghindă sau cu o castană, nu știu unde le ascund, pentru că nu am făcut curățenie, n-am găsit niciuna și acum deodată au apărut. Poate e vorba de un proiect sau pentru doamne și domnișoare, în mod special, poate e o zi în care se cere să vă comportați așa ca o mămică sau e o perioadă în care e nevoie să o faceți pe mămica într-un grup de oameni, chiar dacă aveți copii sau nu, chiar dacă sunt copiii voștri sau nu. Sau poate să fie vorba de un proiect vechi din familie care abia acum începe ușor, ușor să capete roade, ca să spun așa. Cărțile vă mai sfătuiesc aici să aveți grijă pe tot ce înseamnă idee de sănătate, poate chiar sănătate spirituală în mod special, m-aș referi aici. Unii e posibil să auziți de un eveniment care o să vă bucure foarte mult și are legătură cu zona aceasta a copiilor cu lucruri petrecute în trecut sau cu un grup de oameni vechi din viața voastră. Ce anume se întâmplă luna dragi berbeci, o zi în care văd aici că iluziile sunt la cote maxime și în egală măsură e o zi în care uh, parcă faceți o o activitate la o vreme de seară sau într-un mod mai ascuns. Ascuns de un grup de oameni sau împreună cu un grup de oameni. Poate e mai mare, poate e mai mic, poate e o comunitate din care faceți parte, poate e vorba de familie pentru alții dintre voi. E un eveniment aici care cere de la voi poate să vă ascultați mai mult intuiția, să nu gândiți lucrurile prea mult în această zi, Uh, văd aici că poate vreți să faceți o invitație cu sau aflați de o invitație, de o călătorie, de un drum a unei persoane dragi vouă la o vreme de seară pentru alți berbeci. Și parcă e ceva ce știți numai voi, țineți acolo și nu prea vreți să exteriorizați, nu prea vreți să împărtășiți cu ceilalți. Rezultatul final, 3 de monede, dragilor, Văd aici că e ca și cum puneți la punct ceva în această zi, încercați să mai învățați ceva, să mai bateți un cui pe aici, pe colo în echipă Deci o muncă în echipă pentru unii berbeci Pentru alții poate să fie vorba de zona locului de muncă unde lucrurile sunt mai intense în această zi Poate chiar încercați și reușiți să ajungeți la un punct comun, la o înțelegere într-un grup mai mic de oameni Poate să fie vorba de niște prieteni, poate să fie vorba de câțiva membri ai familiei, na, pentru alții sau pentru cei care sunteți într-un trio. Uh, posibil chiar aici să se calmeze lucrurile, ca să spun așa, dar iarăși, iluziile sunt la ele acasă. Deci, dragi verbe, ce bine să fiți ușor cu picioarele pe pământ, cel puțin în această zi, pentru că veți avea tot felul de tendințe din acestea care izvorăsc din frică, din teamă, din prea mult uh, ego, ca să spun așa. Eu zi în care sunteți predispuși. Acum nu spun că aveți voi ego mare sau nu știu eu ce. Nu, e vorba de pur și simplu eu o zi în care sunteți predispuși din acest punct de vedere. Dragilor, o zi frumoasă, să știți, per total, e o zi în care să petrec tot felul de lucruri într-un mod mai ascuns, într-un mod mai aparte și poate energia feminină are un rol mult mai important pentru voi în această zi decât v-ați fi așteptat. Și poate e bine să țineți cont de sfaturile unei femei pentru alții dintre voi. Sau de ceea ce visați, ceea ce vi se arată seara sau într-un mod mai ascuns, poate sunt niște semne acolo, poate prin copii sau prin persoane mai tinere, poate printr-un grup ușor de oameni sau printr-o reîntâlnire. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată în ziua de miercuri. Situația, nebunul, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 7 de cupe. Uh, dragii mei tauri, să știți că pentru voi e o zi în care aveți foarte mult curaj, o zi în care elementele de noutate sunt prezente în viața voastră. Poate chiar faceți ceva nou, ceva care vă încântă, ceva care vă face să urcați până la cer și înapoi. Uh, e un nou sentiment, o nouă emoție, o nouă șansă pe care o aveți, o idee care vă vine. Poate e o emoție um, care vă conduce pe un anumit drum. A venit și motanul să vă salute. Și pentru unitauri, tauri, sper că n-am zis alte zodii, să știți că parcă vă îndreptați aici către ceva ce vi s-a promis, ceva care pare roz, frumos, strălucitor, totul e posibil, dar, dragii mei tauri, câteva lucruri e adevărat sunt acolo posibile, dar câteva nu. Acum, toată această poveste, să știți care are legătură și cu destinul vostru, deci o nouă etapă, poate destinul va demenește să mergeți pe o cale, pentru că pe acolo e locul vostru. Că inițial vă dați seama că nu totul chiar atât de rost pe cât vă imaginați voi, oricum ar fi mai târziu o să aveți împliniri mult mai mari decât v-ați fi așteptat voi. Da, poate vă atrage acolo prin niște frici de ale voastre, dacă destinul de cele mai multe ori știe da, cum să ne facă să mergem pe o anumită cale. Văd aici că e un element de noutate, da? e o zi în care sunteți cu capul în nori, pur și simplu, faceți tot felul de lucruri nebune și e o zi în care aveți un curaj absolut fantastic de a lua atitudine într-o situație, într-o relație. Ce anume se întâmplă 5 de cupe. Dragi tauri, văd aici că niște elemente se dărâmă și poate e o zi în care aveți tendința să vă concentrați pe ceea ce-ai dărâmat, e adevărat, niște cupe de aici sunt jos, sunt la pământ, dar poate are legătură cu faptul că nu v-ați luat toate marjele de eroare, ca să spun așa. E ceva, poate e o șansă pe care ați refuzat-o și abia acum vedeți că ați refuzat-o și s-au și dămat mai multe lucruri pe lângă. O zi în care poate reușiți să clarificați ceva într-o relație, într-o situație. E ca și cum în sfârșit uh, se spune, ok, tu ai făcut asta, ai refuzat asta, meriți asta, tu ai făcut ai altă, meriți asta. E o discuție ceva de genul acesta. Pentru alți tauri poate fie vorba de faptul că reluați o legătură cu o persoană din trecut. Da? și aici sunt tot felul de discuții care pe de o parte sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune, dar totuși e bine să priviți lucrurile în ansamblu și să mergeți mai departe pe ceea ce aveți, să țineți la resursele care vă sunt predestinate. Rezultatul final, valetul de monede, dragii mei tauri. Aveți un chef nebun de a studia ceva în profunzime în această zi. Poate chiar are legătură cu ceva material de aici, poate o nouă activitate de a face bani, poate chiar unii e ca și cum vă uitați da, spre piața care urmează să fie, vă uitați spre zona aceasta financiară. E ceva ce analizați voi, o șansă care nu vă convine și încercați să vedeți acolo pe toate părțile. Și, dragi tauri, văd că până la urmă cei mai mulți dintre voi sunteți ușor provocați și vă dați seama că e bine să vă puneți în slujba voastră intuiția, să vă puneți în slujba voastră claritatea, eleganța, frumusețea, și de ce nu poate chiar să încercați să vă învingeți anumite temeri. Poate chiar căutați o soluție din acest punct de vedere și văd că totuși reușiți. Vă luminați mintea, răsare soarele. Pentru cei care aveți ceva de studiat, ceva de făcut, ceva de completat, da? că poate să reprezinte studiu și că vă informați despre niște acte, vă informați despre ceva ce are legătură și cu zona aceasta materială, eu știu, o casă, cumpărături, cum anume să pic, ieșiți dintr-o situație și văd că e cu succes da, până la urmă. Dragii mei tauri, o zi în care și la voi se cere să nu vă iluzionați foarte tare, se cere să abordați lucrurile așa cum trebuie, să faceți o nebunie, da? să vă ascultați foarte mult copilul interior, că asta e important și poate chiar să abordați lucrurile într-un mod mai am anunțit mai studios, așa mai precaut pentru alți tauri, dar, per total, lucrurile sunt bune, o persoană mai tânără, iarăși are un rol important în viața voastră în această zi. Poate chiar cunoașteți o persoană nouă, dar nu e neapărat de dragoste. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. situația 6 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, puterea. Dragi gemeni, o zi în care primiți niște bani sau dați niște bani, o zi în care reușiți să echilibrați ceva din punct de vedere financiar. Unii poate chiar reușiți să ajungeți la o împăcare, la un echilibru dintr-un anumit punct de vedere. O propunere poate care vi se face din acest punct de vedere Văd aici că aveți o putere fantastică în voi, ceva care vă provoacă, dragi gemeni, dar vă provoacă în sensul că e nevoie să puneți în aplicare zona voastră mentală, zona voastră rațională și e bine să vă învingeți anumite porniri din acestea mai instinctuale, ca să spun așa. E ceva care vă dă încredere, e adevărat, vă bucură, e ca și cum e ceva ce ați așteptat de mult timp. Da? Poate e vorba de bani, da? de un salariu, poate e vorba de niște bani pe care îi dați la rândul vostru, îi primiți, îi dați, dar e ceva care vă bucură și ceva care vă oferă încredere, da? ca și cum va reînvia la viață. Ce anume se întâmplă valetul de băte, dragii mei, ce anume? Văd aici o activitate pe care o faceți nouă, și care vă face plăcere, poate e vorba de zona erotică pentru unii gemeni, pentru că e valetul de bute, totuși, și cu puterea, dar ambele vorbesc despre multă energie vitală, despre multă eros, ca să spun așa. Pentru alții, pur și simplu, e un eveniment aici, o activitate pe care o faceți și care vă încântă, are legătură cu o pasiune de-a voastră. În egală măsură, o persoană mai tânără sau o persoană mai adolescentină, mai. Copilăroasă așa în manifestare, nu neapărat să fie și mai tânără Ar putea să aibă un rol important și poate chiar să vă ridice moralul în această zi E o persoană de la o distanță mai mare pentru unii gemeni Sau e un, e un punct înalt în care a ajuns o prietenie, o relație Sau poate chiar dorința voastră de a vă aventura De a face tot felul de lucruri din acestea mai ieșite din comun, ca să spun așa Rezultatul final, 4 de cupe, dragii mei gemeni. Văd aici că sunteți concentrați pe ceea ce aveți voi și nu prea vedeți oportunități, nu prea vedeți lucruri noi care vă vin în față. Dragilor, poate fi vorba de revenirea unei persoane din trecut sau o persoană mai tânără, mai copilăroasă, poate un copil care nu neapărat copilul vostru, e o persoană care cel puțin în această zi este mai copilăroasă din fir. Văd aici că vă oferă o idee, o șansă, o scânteie, vă oferă o oportunitate, vă spune ceva și voi nu băgați în seamă. Dragi oameni, încercați să băgați în seamă, da? Că dacă nu băgați în seamă, posibil să nu vedeți voi toate lucrurile în ansamblu și atunci posibil să se zdruncine ceva. Da? Să se zdruncine ceva și să fie nevoie să lăsați o anumită activitate în urmă, să fie vorba de faptul că nu vă luați toate, toată marja de eroare și atunci e posibil să, să vă duduie puțin, ca să spun așa. Văd aici un curaj fantastic din partea voastră pe care îl aveți, o încredere fantastică în voi și asta este foarte, foarte bine. Dragii mei, gemeni, aveți o singură arcană majoră, puterea, care vă spune că e o zi în care e bine să vă folosiți rațiunea și e o zi în care e bine să nu vă lăsați ghidați de tot felul de iluzii, de tot felul de lucruri și o zi în care e bine pentru voi să nu judecați foarte mult, să nu judecați foarte mult pe ceilalți în sensul ăsta, pentru că oportunitatea, vestea, beculețul care vi se aprinde în minte vine fix de acolo de unde nu v-ați aștepta. Și asta e bine, dacă vă poate scoate dintr-o situație care nu e foarte uh, roș pentru voi. Dar totuși văd că e o zi cu echilibru pentru cei mai mulți dintre voi. O zi care e posibil să vă ofere așa o putere, o energie în voi pentru mai mult timp. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile pentru miercuri. situația 7 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, regina de monede. Dragii mei raci, zona financiară vă face să aveți un curaj în voi fantastic. Poate niște bani pe care îi primiți, poate faptul că vă simțiți împliniți dintr-un anumit punct de vedere și văd că luați atitudine într-o situație. O femeie ar putea să joace un rol important în viața voastră, E o femeie, poate cam ca o mamă pentru voi, poate soția pentru domni sau șefa, da? E o femeie stabilă din punct de vedere financiar, o femeie care calculează lucrurile bine, poate chiar lucrează cu bani. Poate să fie vorba chiar de o mică mare petrecere din acest punct de vedere, o sărbătoare, eu știu, e ca și cum v întâlni cu o prietenă sau cu persoane dragi vouă, purtați o discuție și văd aici că în urma discuției sunteți foarte încântați, sunteți foarte plin de viață, e cineva care vă oferă încredere în voi și poate vă oferă anumite elemente în care să vă pună într-o poziție în care să inspirați pe ceilalți, în care să dați dovadă de curaj, să fiți ca un exemplu pentru persoanele din jurul vostru și poate chiar să luați o atitudine ceva mai fermă pentru alți raci. Ce anume se întâmplă? Cavalerul de spade. Un eveniment total neașteptat care ar putea să aibă, să aibă legătură cu zona financiară sau un telefon rapid pe care îl primiți. E ceva așa zguduitor aici care se întâmplă la voi și care vă oferă o nouă emoție care vine cu pe neașteptate, vine o veste de inimă, o veste de suflet pentru un iraci, poate un document, ceva și văd că răsare soarele, e ca o victorie aici pentru voi, nici măcar nu v-ați fi așteptat cât de frumos um, are să fie. Rezultatul final, cavalerul de monede, dragii mei raci, un drum pe care îl faceți în această zi, ori în interes de muncă, ori o persoană de la drum care vine către voi. De asemenea, văd că în urma acestui, acestei vești bune, în urma acestei victorii pe total neașteptate, foarte rapide, um, care vine spre voi, Alegeți să abordați lucrurile într-un mod mult mai matur, mult mai așezat, poate chiar mai sigur, cumva pentru un iraci poate să fie vorba aici și de faptul că alegeți să abordați lucrurile într-un mod mai serios pe zona aceasta financiară a voastră, sau poate chiar ceva ce are legătură cu această femeie. Văd aici că, în egală măsură, un bărbat ar putea să joace un rol important în viața voastră în această zi. E un bărbat foarte plin de viață, e un bărbat care știe bine să negocieze, poate să stă undeva la un birou, un bărbat care este ceva mai plin de viață, ori face sport, ori e un bărbat ușor mai erotic, un bărbat foarte plin de viață care e posibil să facă un drum către voi, dragii mei raci, sau voi faceți un drum către o instituție, da, ca să rezolvați ceva și are legătură cu această veste pe care o primiți, cu această nouă emoție pe care o simțiți. Dar pentru cei mai mulți dintre voi să știți că e ceva extraordinar de benefic, dragii mei, raci. Foarte interesant, nu aveți arcane majore, posibil să fie o zi în care interacționați cu mai mulți oameni o zi în care tot ce ține de zona aceasta a materialității are o importanță mare pentru voi și de ce nu lucrurile posibil să se stabilizeze într-un mod total neașteptat, pe un anumit plan, repet. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. situația 10 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 7 de monede. Dragii mei, lei, o zi în care poate așteptați un răspuns, ori pe zona locului de muncă, ori așteptați un răspuns care are legătură cu un grup de oameni. Poate e familia, poate sunt prietenii, poate de asemenea unii lei e ca și cum așteptați să luați masa cu cineva, așteptați să vă întâlniți cu o persoană dragă vouă pe aici că e ca și cum așteptați niște bani sau o stabilitate din partea unei persoane cu autoritate sau din partea autorităților. Poate așteptați să se mai coacă ceva pentru unii lei. Dar vă văd destul de împliniți aici. Însă, dragilor, să știți că e o zi în care reușiți să clarificați ceva sau poate aveți discuții referitoare la un moment de judecată, un moment în care ori reușiți să vă împăcați cu cineva, ori e un moment mai special din viața voastră, poate e în această zi sau poate pur și simplu discutați împreună cu o persoană și spuneți, domnule, că mai este de așteptat, ia uite că trebuie să mai stăm ușor așa în situația asta, pentru a vedea exact cât de mature ar putea să fie lucrurile. Poate sunt niște bani pe care îi așteptați. Ce anume se întâmplă? Moartea, dragi mei lei. Aici văd că ceva se termină, da? începând cu această zi ceva începe să se ducă, cum s-ar spune. Nu e neapărat ceva negativ, dar poate are legătură cu niște drumuri, poate are legătură cu faptul că se cere de la voi să fiți, eu știu, cât se poate de sigur pe voi, să fiți cât se poate de puri, să vă ascultați sufletul interior, pentru că văd aici că urmează pentru voi un drum mult mai stabil față de cum v fi așteptat. Însă se cere de la voi seriozitate, se cere să acționați încet, sigur, matur și asumat. Văd niște cuvinte de laudă sau de apreciere care vin către voi, sau cuvinte pe care le oferiți. Acum, pentru unii, da, putem să discutăm și de declarații de dragoste, dar nu pentru toți lei. Eu acum vorbesc la modul general vorbind. Poate chiar voi, eu știu, spuneți aceste cuvinte, spuneți aceste lucruri, eu nu zic nu, sau poate avea legătură și cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Da? Acest eveniment, să știți că se petrece pe total neașteptate și poate avea legătură cu așteptare, cu un grup de oameni. Rezultatul final, dragii mei, lei 4 de monede. E o siguranță mai mare pe care o aveți în urma acestui final. Pentru alții, posibil chiar să nu fiți deschiși, să renunțați la ceva anume, chiar să țineți cu dinții mult mai mult decât v-ați fi așteptat voi. O situație în care se cere de la voi să fiți cât se poate de. stabil, însă se cere totuși să nu țineți cu dinții la tot ce înseamnă materialitate. Văd aici că unii e posibil să vă păstrați anumite convingeri pe care le aveți legat de ideea aceasta de a negocia, legat de o persoană care ori face afaceri, ori lucrează în vânzări, da? Posibil să vă mențineți un anumit spirit din acest punct de vedere. Unii e posibil să țineți cu dinții de acest bărbat sau de o relație cu un prieten, cu o persoană apropiată vouă. E un bărbat foarte plin de viață, e un bărbat foarte Nu știu, face sport, da, sau e un bărbat în acesta foarte, foarte activ. Poate să fie vorba de o astfel de activitate, da, o activitate fizică de care voi țineți foarte mult cont. De asemenea, văd că reușiți să clarificați ceva ușor, ușor cu hârtie, acte, documente, poate chiar vă mențineți o poziție într-un proces sau într-o. Uh, clarificare de situație cu sau fără acte poate să fie o clarificare între prieteni, hai să clarificăm ceva. Da? Fiecare își spune oful acolo, de adevărat, eu o puțină așteptare, e o mică mare așteptare aici, însă lucrurile încep să se miște, dragii mei, le începem cu această zi. Sfatul cărților ar fi totuși să nu fiți atât de înrădăcinați, să nu țineți foarte mult cu dinții de ceva anume, să mai lăsați deoparte, să lăsați destinul, universul, să, să lăsați pe Dumnezeu să vă aducă în cale ceea ce vă trebuie vouă, dragii Că uneori ceea ce ne dorim noi nu prea coincide cu ceea ce ne trebuie și de multe ori universul ne dă ceea ce ne trebuie, nu neapărat ceea ce ne dorim, da? nu ne dă obțin atunci mai târziu posibil să se întâmple. Deci, mare grijă și cu aceste dorințe. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. situația 5 de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 8 de cupe. Dragi fecioare, o zi în care e ca și cum vă întoarceți cu spatele la o ceartă, la un moment tensionat. E ceva acolo care nu prea vă convine vouă. Cineva și-a ghiarele, ghearele, da? cum face acum motanul meu și ascute ghearele de canapea. Da, a încetat când a văzut. Deci ca și cum și voi plecați de nu știu, dintr-o astfel de situație, e ceva care va enervat sau e ceva aici care vă agită, sunt niște certuri, niște neînțelegeri, o concurență, gelozie, e ceva ce alegeți voi să lăsați în spate și să mergeți spre împlinirea voastră din punct de vedere emoțional, parcă mergeți să căutați o soluție. Ori pe ideea aceasta de medicament, da, pe ideea aceasta de zona medicală sau pentru alții are legătură cu faptul că reușiți să ajungeți la o înțelegere la un echilibru, da? parcă vă îndreptați către echilibru, către liniște și pace, dar, repet, e ceva nou și e o activitate care ar presupune să lăsați ceva în urmă, o relație, o situație, un anumit mod de manifestare, să mai aruncați ceva de prin casă, să mai faceți o schimbare într-o relație sau în această situație care este tensionată. Ce anume se întâmplă? Valetul de monede. Văd aici că vă informați foarte mult, dragi fecioare, e ca și cum analizați lucrurile într-un mod mai profund, spuneți lucrurilor pe nume, E ca și cum încercați să găsiți o soluție dintr-un anumit punct de vedere. Unii poate aveți de-a face cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care studiază, pentru alții posibil chiar voi să vă informați cu privire la această nouă abordare pe care vreți să, să o adoptați în viața voastră. E ca și cum așteptați, da? Sunteți într-o așteptare, văd aici, și văd că vă mai informați cu privire la ceva anume, la un proiect, la o situație, la o relație și are legătură cu un final, cu un final karmic care deja s-a petrecut, dar pe care poate e bine să-l înțelegeți și bănesc că vreți să ieșiți bine din această situație, dar e cazul aici totuși să analizați lucrurile. Totuși văd că o veste, oricum ar fi, zdruncină destul de mult situația și anume o idee nouă care vă vine v-ar putea ajuta să răsturnați situația, poate în favoarea voastră. Rezultatul final, magicianul, dragi fecioare, se pare că vă dați seama că. Pâinea și cuțitul sunt la voi și depinde de voi cum le manevrați, cum anume învârtiți lucrurile, ce anume vreți să faceți cu elementele pe care le aveți. Poate a studiat, ați analizat lucrurile a studiat înseamnă și analiza ceva în viața ta. A stați la un moment de respiro sau. A încercat să vezi ce anume uh, ai putea să faci de acum încolo, după ce ai lăsat ceva în urmă, da, ai aruncat ceva din casă bun și acum hai să vedem cum punem lucrurile la loc, cum învârtim prin casă. Magicianul aici ca rezultat final îmi spune că e o zi iarăși pentru voi în care sunteți în câștig de cauză sau cel puțin ați putea să fiți uh, ora două iarăși foarte importantă pentru voi, numărul 2 în această zi. Poate e bine să, nu știu, vor să jucați pe două fronturi, o să încercați să fiți ușor dual, da, într-o situație anume. Știu că nu vă stă în caracter, dar se cere. E ceva ce are legătură și cu zona copiilor sau chiar cu o persoană mai tânără, poate cu o persoană din trecut, eu știu, un suflet pereche. Dar e o decizie destul de radicală pe care o luați aici în urma informărilor pe care le faceți. Și văd că cei mai mulți dintre voi e ca și cum. Uh, sunteți pregătiți da, să luați, uh, să luați uh, decizii, dar văd că e ca și cum așteptați, vă faceți planuri. Uh, dragi fecioare, aici nu neapărat e vorba de așteptare, dar poate e cazul să cereți sfatul unei persoane avizate, o persoană care are o cunoaștere mai mare decât voi pe un anumit domeniu, într-o anumită problemă pe care o aveți voi. Dacă e vorba de un specialist pe un anumit domeniu, că e vorba de o persoană care poate se ocupă cu zona ocultului, nu știu, poate vreți și de acolo sfaturi, da? Voi încercați să găsiți sfaturi din mai multe locuri, nu le puneți pe toate la inimă și în final luați decizia necesară. Cel puțin așa v-ar sfătui cărțile aici. Dragi fecioare, o zi foarte frumoasă, o zi intensă pentru cei mai mulți dintre voi, o zi cu toate elementele aproape necesare aici. Poate zona actelor, hârtiilor, documentelor va ar putea ajuta să clarificați mai mult tot ce ține de, de această situație. Sau zona aceasta rațională, sau o persoană care lucrează cu mintea, da, v-ar putea ajuta să puneți astea în ordine. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Situația 7 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, cavalerul de băte. Dragi balanțe, se pare că pentru voi e o zi în care sunteți foarte încântați de ceva anume, parcă vreți să vă aventurați într-o situație anume din viața voastră. E ceva ce are legătură cu o persoană care ori are uniformă, ori o persoană care are o minte mai ascuțită, o persoană care gândește cu mintea și care poate vă ajută să puneți ceva în ordine, să faceți aici, nu știu, să luați atitudine, să mergeți pe un drum mai sigur, ca să spun așa, să încercați să fiți mai serioși și văd aici o tentație fantastică din partea voastră, e ca și cum aveți tendința să vă aruncați cu capul înainte ceva care vă entuziasmează foarte, foarte mult. E bine, e o energie bună, dragi Balanțe, însă poate e nevoie să vă luați și o marjă de eroare, da, încercați totuși să fiți cât se poate de precauți. E o situație în care pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune și văd că încercați să jonglați aici, poate încercați să luați o decizie. E adevărat, Mercur tot este retrograd la voi în zodie, dar și-a mai diminuat puțin din intensitate. Deci poate să fie vorba de faptul că acest final sau această hotărâre, această clarificare este aproape de voi. Ce anume se întâmplă? Lumea, wow, e un ciclu care se încheie aici, poate o perioadă în care ați fost așa cu capul în nor și acum parcă ați mai revenit pe pământ, parcă sunteți ceva mai stabil și parcă abordați lucrurile într-un mod mai diferit. Vă de asemenea că pentru unii e posibil să aveți de-a face cu o călătorie îndepărtată sau cu tot felul de mesaje care vin de la distanță și de asemenea, dragi balanțe, văd de o decizie care se ia sau o decizie pe care voi o luați, o soluție pe care poate o găsiți. E o soluție clară, dreaptă, o soluție poate ușor tranșantă, dar, în egală măsură, e ceva care vă ajută să finalizați un ciclu în care sunteți, și e ceva karmic aici. E ceva karmic care v-ar putea ajuta mult. Poate chiar să renunțați la niște dependențe, la niște obiceiuri pe care le aveți și care sunt mai instinctuale. Cu toții avem aceste obiceiuri, nu numai voi, fiecare zodie le are. Dar se pare că e o zi în care aveți ocazia să finalizați ceva anume. Rezultatul final, regina de spade, dragi balanțe, aici văd o atitudine foarte clară, foarte fermă, pe care o ia cineva, posibil să fiți chiar voi, și anume să abordați lucrurile într-un mod foarte, foarte matur. Um, poate discutăm de faptul că. În familia voastră sau într-un cerc apropiat de prieteni să iau o decizie mult mai radicală, aș putea să spun. Poate să fie vorba de faptul că e o zi, iarăși, în care se cere de la voi foarte mult să. Analizați lucrurile din punct de vedere mental, să nu vă lăsați iluzionați. Da? Unii poate chiar aveți de-a face cu o femeie mai rece, mai detașată, e o femeie cu uniformă, e o femeie care v-ar putea sfătui și v-ar putea oferi această decizie, v-ar putea lumina mintea. Alții dintre voi e ca și cum aveți soluția, oșlefuiți, sunteți acolo destul de maturi și văd că sunteți pregătiți să acționați. Unii poate aveți de-a face cu hârtie, acte, documente sau cu instituție pentru alte balanțe. Dragilor, eu simt aici că unii dintre voi foarte încântați sunteți și aveți o dorință fantastică de a vă aventura, de a trăi acolo lucrurile la maxim, într-o relație, într-o situație în general în viață și văd că se întâmplă ceva în această zi care va aduce pe o maturitate mai mare, va aduce pe un drum mai sigur, ceva care v-ar putea oferi eu știu, o mai mare claritate într-o anumită situație, cumva să reveniți cu picioarele pe pământ, aș putea să spun, dar repet, e vorba de a încheia ceva, ceva care a ajuns la termen și în sfârșit se încheie. O singură arcană majoră, lumea, care vă spune că lucrurile sunt în favoarea voastră, dar e cazul să luați din această experiență doar lecțiile necesare pentru voi și să le puneți acolo în mintea voastră, în modul vostru de a gândi, în modul vostru de a reacționa și să mergeți mai departe să vă rotunjiți, cum s-ar spune, tot ce ține de zona voastră mentală, tot ce ține de acte, hârtii, documente și asta este foarte, foarte bine. E ca și cum deveniți mai înțelepți. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile pentru ziua de miercuri. a sărit o carte, o lăsăm așa, situația, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 7 de bâte. Aveți o zi! În care curajul e la el acasă, o zi în care vreți să luați atitudine într-o re într-o relație, într-o situație într-o prietenie, e un eveniment aici total neașteptat care se întâmplă și anume o persoană care lasă ceva în urmă, o persoană care poate sunteți voi și lăsați ceva în urmă, o relație, o situație, ceva în care ați crezut, ceva în care ați investit mult din punct de vedere emoțional. Și acum, în sfârșit, lăsați în spate, dar așa pe neașteptate, ori se întâmplă ceva, ori e un declic în mintea voastră și spuneți domnule, dar ia mai lasă le încolo în urmă și foarte bine faceți că plutul al vostru sau plutul al nostru. Și-a reluat mersul direct, așa cum am spus și uh, uh, e posibil să avem tendința da, chiar să simțim acele energii să ne detașăm, că asta vrea Pluto să ne detașăm, uh, situația este șase de monede. Poate luați atitudine și cereți niște bani sau vi se dau niște bani, ceva material. E vorba de o împărțială aici cu șase de monede. Poate vreți voi să faceți un act de caritate sau, pentru un scorpion, chiar putem să discutăm de faptul că, în sfârșit, reușiți să clarificați ceva, în sfârșit, reușiți să puneți la punct ceva legat de bani, ceva legat de zona voastră de prosperitate. Pentru alții, pur și simplu, poate în sfârșit vă luați inima în dinți și lăsați în urmă niște convingeri, nu știu, și dați comandă de ceva sau vă cumpărați ceva în această zi. E ca și cum ați da bani, ați primit bani, dar e o poziție în care sunteți voi și e ca și cum inspirați și pe ceilalți, e ca și cum dați vibe-ul da? într-o situație, dați pornirea. Ce anume se întâmplă 5 de bâte? Văd aici o discuție în contradictoriu pe care e posibil să o aveți, poate o mică ceartă pentru unii scorpioni, pentru alții poate să fie vorba de un moment mai agitat, mai tensionat, poate într-o relație, într-o situație, poate e, un, poate într-un grup de oameni în care voi nu aveți legătură da, pentru alți scorpioni, posibil și acest lucru, dar m-aș mai gândi aici că poate să fie vorba iarăși de zona aceasta a voastră De relații, da, pentru unii scorpioni, și să fie vorba de o gelozie sau de o concurență pe care o simțiți, și văd că vă este teamă aici, vă este teamă de o înțelegere, de, de a semna un contract, vă este teamă pentru o relație poate pe care o aveți, pentru o înțelegere, pentru o prietenie, pentru alți scorpioni, dar totuși văd un succes aici, un succes care are legătură cu un bărbat, e un bărbat care știe bine să negocieze, e un bărbat care este foarte activ, vor face sport, e foarte plin de viață un bărbat care știe bine să vândă, să cumpere, e cineva care are aturi în mânecă. poate aveți de negocia ceva, poate aveți de discuta ceva și atunci sunt ușor păreri în contradictoriu, nu neapărat acum să vă certați, să vă dați ceva în cap. Rezultatul final, lumea, văd aici, dragi scorpioni, deci ceva se ajunge la final, ceva se încheie pentru cei mai mulți dintre voi și e un moment extraordinar de sus, e un moment frumos, e un moment de final văd aici ca o poză de final. Ca o poză care vă spune că aveți elementele necesare, poate e bine să. Țineți foarte mult la patul în care stați la casa în care sunteți pentru unii scorpioni, dar văd că ceva se încheie din acest punct de vedere, să știți ceva ajunge la un final și uh, văd aici că tare entuziasmați sunteți. Poate să fie vorba de faptul că abordați lucrurile într-o manieră ceva mai uh, aventurieră, cumva aveți tendința să vă aruncați cu capul înainte, să nu socotiți foarte bine ceea ce ar putea să urmeze. E ceva ce are legătură cu hârtie, acte, documente și poate chiar ceva care în sfârșit are ocazia să se clarifice. Dar pot fi discuții în acest sens, nu neapărat să aveți de a face și astăzi cu acte, hârtie, documente, poate aveți discuții ceva legat de o judecată, de a împărți ceva. Dragii mei scorpioni, o zi foarte interesantă pentru voi, o zi plină, o zi în care reușiți să mai clarificați ceva și poate e bine să vă mențineți punctul de vedere pentru că sunteți într-o poziție favorabilă vouă. Dar în egală măsură să știți că acest final Vine orică vreți, orică nu vreți, e ceva de destin, e ceva probabil din partea lui Pluto, e și Saturn acolo care și-a reluat mersul direct, deci posibil chiar și el să vă ajute dintr-un anumit punct de vedere E bine să nu vă iluzionați, dragi scorpioni, pentru că totuși ceva legat de o asociere, de un parteneriat, de o relație ar putea să fie mult mai împovărător așa pentru voi, cumva să-l simțiți mai apăsător, mai intens decât v-ați fi așteptat Dragi scorpioni, o etalare frumoasă. Se pare că e o zi de miercuri destul de intensă pentru voi. Dar o zi frumoasă, repet, nu e neapărat negativ. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Venus e la voi în zodie, micul benefic și asta e bine, e foarte bine. Poate vă vin idei de a face bani, de a rezolva probleme din punct de vedere emoțional. Situația 3 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, cumpătarea. Dragi săgetători, cred că reușiți să găsiți un punct de mijloc într-o situație care are legătură cu o petrecere, cu o reușită, poate e o întâlnire cu o persoană dragă vouă sau cu două prietene, două persoane, eu știu, e un grup aici de oameni mai mic, în care reușiți voi să găsiți o soluție, reușiți să vă împărțiți voi într-un mod echitabil sau o zi în care e nevoie să mergeți să vă întâlniți cu două persoane, e nevoie să luați o atitudine mai fermă, parcă ceilalți se uită la voi așa ca la un alchimist, ca la o persoană undeva suspusă și care e nevoie să ia o decizie destul de uh, interesantă, aș spune eu destul de importantă Alții pur și simplu, poate e o zi în care aveți discuții într-un grup de oameni și e ca și cum e o mică victorie aici pentru voi legată de niște substanțe, da? ceva, ori mâncare, medicamente, ceva de genul acesta. Și văd aici că pentru unii săgetători, vezi parte de, pentru doamne și domnișoare, văd aici un bărbat, un bărbat care poate stă la birou, e un bărbat plin de viață, poate ușor mai roșcat sau șateni, un bărbat care știe bine ce vrea, Pot, puteți să fiți și voi dacă sunteți domni, e un personaj care are un rol important în această zi. În viața voastră sau poate chiar în această decizie care se ia. Ce anume se întâmplă? 10 de cupe, dragi foarte interesant. Văd aici o, un grup de oameni, poate familia, poate zona voastră emoțională ajunge la un nivel înalt în această zi, poate o întâlnire în familie, într-un grup de oameni, undeva să iau o decizie. Care este favorabil vouă și are legătură cu o călătorie foarte îndepărtată, oricu un final de etapă, un final de relație de situație pentru unii săgetători, e ceva extrem de benefic vouă, ceva care vă pune într-o situație în care vă simțiți împliniți, sunteți în plină conducere acolo, aveți rolul principal. Pentru unii săgetători, posibil chiar în familie, să fie tot felul de discuții și să fie vorba de faptul că faceți acolo inventar, vedeți că aveți tot ce vă trebuie, dar e ca și cum vă sfătuiți pentru a încerca să faceți următoarea mișcare într-un grup de oameni, în familie, în zona prietenilor sau poate chiar într-o relație pentru unii săgetători. Rezultatul final, moartea, da? e un eveniment aici care se petrece, e un eveniment profund transformator. Poate decizia are legătură cu a lăsa ceva în urmă, o etapă, poate avea legătură și cu un nou început, în egală măsură. E ceva aici care ține de o, un moment de relaxare, poate vă luați concediu, vă luați liber, sau e un moment în care pur și simplu lăsați deoparte o anumită agitație și vreți să analizați lucrurile într-un mod mai profund. Parcă e o meditație de grup pentru unii săgetători. Și văd că reușiți să găsiți o soluție foarte bună, o soluție care poate ține foarte mult de iubire, ține de claritate, E o decizie foarte importantă și o soluție destul de uh, dreaptă, aș spune eu, care va aduce o victorie, e un element de noutate, un act da sau ceva de genul acesta e o victorie pentru voi. Uh, dragi săgetători, două arcane majore da, cumpătarea și moartea, ceea ce îmi spune mie că. E o zi destul de intensă pentru voi. O zi în care reușiți să finalizați ceva, ceva ce are legătură cu niște grupuri de oameni sau cu familia, cu prietenii. E un ideal de-al vostru pe care îl aveți, și în sfârșit, în această zi, reușiți să găsiți soluția ideală împreună cu un grup, împreună cu niște persoane, dar se cere de la voi totuși să lăsați ceva în urmă. Să acceptați acest final care vine la pachet, e o schimbare destul de mare, e, un, e o nouă etapă în care pășiți pentru cei mai mulți săgetători Și văd că aveți și susținere foarte mare pe plan emoțional E o zi foarte intensă din acest punct de vedere, e o zi frumoasă, o zi în care parcă ajungeți la un apogeu din acest punct de vedere Vă simțiți într-un mod foarte sus, foarte înalt, liniștea și pacea iarăși dăinuie în această zi peste, peste viața voastră la modul general vorbit. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată în această zi. Situația, lumea, ce anume se întâmplă rezultatul final, energia generală 10 de cupe. Dragi Capricorni, pentru voi se simte foarte intens Pluto acolo, reintrat în mers direct. Și se pare că e o zi în care cei mai mulți Capricorni reușesc să ajungă la un capăt, la un final, în familie, într-un grup de oameni sau la locul de muncă. E ceva foarte intens aici, e ceva frumos. Poate vorbim de un apogeu pe care îl simțiți, de un final care s-a produs sau care se produce. E un final extrem de benefic vouă. Poate în sfârșit, nu știu, lăsați familia în urmă, plecați undeva, unii capricorni. Alții poate chiar discutăm despre faptul că în sfârșit ceva se termină, în sfârșit ceva ajunge la final și văd că mergeți mai departe, dragi capricorni ori într-un loc îndepărtat, așa cum am spus, ori pur și simplu încheiați ceva. Se încheie o etapă din viața voastră, dar într-un mod foarte frumos. Și văd aici o călătorie pe care vreți să o faceți sau pe care o faceți în această zi, planuri de pentru un viitor mai apropiat, și de asemenea văd că e ca și cum vă uitați în depărtare și încercați să vă puneți la punct următorii pași pe care îi aveți de făcut. Ce anume se întâmplă nouă de monede, dragi capricorni, dacă așteptați niște bani posibil să vă intre în această zi E ceva pentru familie, e ceva care vă împlinește, poate cumpărați și ceva din zona tehnologiei în această zi sau vă gândiți la acest lucru, neapărat să o și faceți Alți capricorni văd că simt un, un sentiment așa de împlinire, de mulțumire și are legătură, repet, cu niște bani care vă intră ori de la distanță, ori, nu știu, nu văd niște bani care să spun că îi luați în mână. Da? Asta e ca și cum vă faceți planuri pentru, pentru un viitor mai apropiat și parcă deja și vedeți roadele, deja vă simțiți și împliniți. În egală măsură să știți că toată această poveste vă poate face pe voi să fiți ceva mai plin de viață pentru unii capricorni, poate chiar să vă simțiți mai, mai împliniți, să aveți o încredere în voi mai mare, dar cărțile vă sfătuiesc totuși să vă controlați tot ce înseamnă instincte, tot ce înseamnă porniri din acestea care nu prea țin de zona noastră mentală. Văd de asemenea un drum, o schimbare, o mutare pe care o plănuiți sau pe care o faceți în această zi, poate într-un loc în care vă simțiți bine, poate e căldură, e bine, e mâncare acolo. Rezultatul final, șapte de spade, văd aici, poate să fie vorba de faptul că Într-o un grup de oameni într-o anumită situație, cineva și urmărește propriul interes în această zi, poate e cineva care vă face o nefăcută pentru alții, e cineva care vă propune ceva anume, dar parcă vă pune vă încărcă mai multe decât v-ați fi așteptat și o persoană care vă mână așa de la spate. Pentru alți capricorn, posibil chiar voi să spuneți, uite, hai, ia, asta în brață, gata, e bine, hai, tot înainte și să mergeți acolo și să Faceți acea persoană ea, să, să meargă tot înainte, să-i propuneți ceva în lume și să-i puneți ceva în brațe, așa cum am spus E un nou început pentru unii capricorni, e ca o nebunie care se întâmplă în această zi și v-am spus, nu mă miră, Pluto e la voi în zodie, face și conjuncție cu luna din capricorn Deci, posibil să fie o zi extraordinar de intensă și o zi în care poate e bine să nu vă iluzionați de asemenea, e bine să aveți grijă în această zi la un bărbat sau nu știu neapărat dacă la un bărbat, nu știu, așa mi-a și mi ieșit porumbelul de pe, pe, gură, dar e o persoană mai imatură, o persoană care se aventurează, o persoană care se aruncă cu capul înainte. Acum, dacă e vorba de voi, că sunteți foarte încântați de ceea ce se întâmplă, ar fi bine să vă compătați pentru că acest cavaler de bâte este el entuziasmat. E ca un cățel în acea, mă rog, din acesta care tot latră acolo, e bucuros, te dă din codiță și deodată vede că, de fapt, nu știu, ceea ce îi se oferea nu e chiar atât de valoros. Da? E o persoană care se entuziasmează mult prea tare și e bine să-și controleze da? aceste, aceste porniri. Nu sunt negative, că e un sentiment foarte plăcut. Dragii mei capricorni, o zi foarte frumoasă pentru voi, o zi intensă, aș putea să spun, o zi în care zona financiară este foarte activată și o zi în care lucrurile încep să se miște, însă e nevoie din partea voastră să fiți cât se poate de stabil, să fiți cu capul pe umeri pentru a lua deciziile cuvenite. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată în această zi. vedem pentru vărsători, sper că n-am zis altă zodie, situația, puterea, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 4 de spate. Dragii mei vărsători, să știți că pentru voi e o zi destul de intensă, o zi în care stați și analizați foarte bine lucrurile într-o situație care vă provoacă, deci sunteți provocați, poate într-un mod pozitiv, poate pentru alții vorba de o situație care... Vă pune așa în gardă și vă pune la luptă, să luptați cu ceva anume. Alții e ca și cum vă simțiți pe un norișor, vă simțiți bine și poate e ceva ce are legătură cu un drum pe care îl faceți, un drum într-o zonă cu apă sau înconjurată de apă, ori pentru alți vărsători are legătură cu un drum cu o schimbare, cu ceva ce vreți voi să faceți. Și stați foarte bine și analizați lucrurile, cum anume ați putea să, să faceți ca ceva anume să funcționeze altfel. Văd aici pentru unii vărsători că poate e ceva ce are legătură cu hârtii, acte, documente, cu a clarifica o situație pentru alți vărsători și stați și vă gândiți foarte, foarte intens cum anume să acționați de acum încolo. Ce anume se întâmplă cinci de băte dragii mei vărsători, văd o discuție în contradictoriu pe care e posibil să o aveți, poate ușor agitată, într-un moment, nu știu, ori pe la prânz, ori într-un moment din acesta mai relaxant, ca să spun așa, e un moment de pauză la voi, poate o pauză de la muncă, sau e un moment așa în care meditați, visați acolo cu ochii deschiși. Pentru alții poate fi fie vorba de un moment de gelozie sau chiar o discuție uh, cu o persoană, nu știu, pe care voi o vedeți ca fiind uh, un inamic, o inamică, ceva de genul acesta, de ceva de genul acesta, deci o persoană, o concurență, ca să spun așa, pe care ați putea să o aveți văd o idee nouă care vă vine sau poate chiar fi vorba de o activitate nouă care se ivește, care vă place, pe care ați gândit-o voi, dar care pur și simplu se pare că, nu știu, parcă denotă în jurul vostru, creează în jurul vostru o mică mare agitație, ca să spun așa, e ceva ce are legătură cu zona locului de muncă sau cu ideea aceasta de a lucra. Dar de a lucra într-un mod mai amănunțit, de a mai pune lucruri în ordine. Rezultatul final, dragii mei vărsători, 10 de monede văd aici, poate chiar zona familiei are un rol important, un grup de oameni. De asemenea, văd că e ca și cum vă relaxați în familie, stați de vorbă cu cineva la masă, mâncați ceva bun, beți ceva bun și pentru alți vărsători, poate chiar zona aceasta financiară capătă o altfel de. Um, Importanță pentru voi, poate chiar ideea aceasta de a petrece timp cu familia, a petrece timp cu persoanele apropiate, apare un pare ceva important pentru voi în această zi și văd o victorie care vine dintr-un grup de oameni, e un grup de oameni apropiat vouă, ori e familia, ori sunt persoane de la locul de muncă pentru alți vărsători și văd aici un final care se petrece sau o schimbare în viața unui bărbat e un bărbat foarte plin de viață, e un bărbat care știe bine să negocieze, e un bărbat care știe bine să vândă, să cumpere. Dragii mei vărsători, o singură arcană majoră, puterea, deci e o zi cu provocări pentru voi, o zi în care se cere totuși să fiți cât se poate de cumpătați, să înțelegeți că ceva a ajuns la un final, o etapă din viața cuiva, o etapă din viața voastră, ceva s-a încheiat și e bine să înțelegeți acest lucru, că e ceva ce are legătură și cu dreptatea aceasta divină care vrea să-și facă apariția în viața voastră sau ceva legat de o justiție, de o judecată, de acte. Deci acestea vor să vină, dar e nevoie să le lăsați și voi lin, e nevoie să analizați lucrurile într-un mod mai profund și poate chiar să analizați bine exteriorul vostru, ceea ce se întâmplă în exterior. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Ce faceți miercuri? Hai să vedem. situația regele de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, faetonul. Văd aici un drum pe care îl faceți în această zi, e un drum în care e, parcă aveți un camarad aici aproape, sau e ceva care are legătură cu așteptare, cu un drum, poate cu o întâlnire pentru unii pești, sau alții e ca și cum sunteți plecați undeva și vreți să mai rămâneți pe acolo. E un drum care cere de la voi să aveți foarte mare grijă la cum anume mânuiți lucrurile, poate cineva a obosit aici și văd totuși și un bărbat sau poate faceți un drum spre o instituție sau sunteți împreună cu un bărbat în această zi, nu neapărat de dragoste, vă rog atenție la acest aspect, e un bărbat poate de la drum care vine către voi sau un drum pe care îl faceți spre această persoană, împreună cu această persoană, E un bărbat foarte plin de viață, un bărbat care știe bine ce vrea, poate are legătură cu ideea aceasta de a negocia, cu ideea de a vinde, de a cumpăra. Ce anume se întâmplă, 3D monede, dragii mei pești, e o discuție într-un grup pe care o aveți sau poate o călătorie spre locul de muncă, spre un grup anume din viața voastră. E ca și cum parcă puneți la punct ceva legat de o călătorie. Sau uh, poate chiar o reparație pe care o aveți de făcut referitor la un drum sau referitor la o mașină văd aici la la voi că. Se petrece un final, un apogeu e ceva pe care îl simțiți că se termină, poate să fie vorba de. Uh, partea aceasta în care tot uh, colaborați în grup sau poate aveți de a face cu eu știu cu un grup de oameni mai mic, poate chiar faceți un drum spre niște persoane dragi vouă, un drum mai îndepărtat sau așteptați pe cineva. Văd o decizie iarăși care se ia la locul de muncă sau într-un grup de oameni, un nou vibe acolo, o nouă lege care se ia, ceva care vă face pe voi să poate să schimbați modul de a bate aici cu ciocanul pentru unii pești. E un element care vă lipsea, da? E un element de care trebuie să mai faceți rost și Apoi aveți absolut tot ce vă trebuie. Pentru a face da, cea mai bună ciorbă în această situație pentru unii pești, dar văd totuși aici și o, o discuție de care e posibil să auziți într-un grup de oameni sau la locul de muncă, e o discuție în contradictoriu la care e posibil să asistați sau de care să aflați. Rezultatul final soarele dragii mei pești. Văd aici o veste bună, da ceva, poate o călătorie la o vreme de zi. E ca și cum răsare soarele pe strada voastră, vă văd foarte încântați, o zi în care parcă aveți chef de petrecut, aveți chef să vă simțiți um, într-un mare fel Vizibilitatea voastră publică posibil să fie ceva mai mare în această zi și de asemenea văd aici că e ca și cum ajungeți la un apogeu, ajungeți într-un într punct foarte, foarte înalt împreună cu o persoană foarte dragă vouă E o situație în care aveți absolut tot ce vă trebuie, doar că se cere de la voi să fiți foarte, foarte cumpătați, să, nu care, să aveți grijă cum trageți de hățuri, cum trageți de volan, da? pentru cei care uh, conduceți, dacă să spun așa, dar nu neapărat pe drumuri, în general în viață. Deci să avem grijă cum anume mânuim lucrurile, pentru că decizia pe care o luați acum, să știți că are o mare importanță în viitorul apropiat. E o zi cu soare pentru voi, o zi cu lumină, o zi cu pace, o zi cu un succes care apare, cu o bucurie pe care o aveți, um, o zi cu multă căldură în suflet, din ce simt eu aici. Și o zi în care energia feminină are un rol foarte, foarte important în viața voastră. Și energia masculină, deci depinde de, de fiecare. E... Dar, în special. Uh, uh, Pentru femei, energia aceasta masculină, instituții masculine, lucruri care au, ca să spun așa, un nume masculin, au un rol foarte important pentru voi în această zi. Sau poate chiar ideea aceasta de bărbați. Dar nu e neapărat de dragoste, vă rog, atenție la acest aspect. Dragilor, acestea au fost citirile și pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați stat alături, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să aveți o zi de miercuri minunată, cu lumină și pace în suflet și cu o gândire cât mai limpede posibil. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să împărtășiți aceste videoclipuri și cu persoanele dragi vouă, că poate ne mulțim aici și avem o energie și mai bună.